vă spun o poveste veselă, pentru că viața e așa cum este, suntem terorizați de una de alta. Astăzi o să vă spun o poveste veselă și scurtă. Deci în al doilea război mondial, când americanii au ocupat Italia și au gonit pe naziști spre nord, spre Alpi, fiecare italian, pentru că sudul Italiei era foarte săracă, fiecare familie de italieni încerca să-și agațe un soldat american, știți, să-l logodească cu fița, că în Italia e la mare preț logodna, fidanțată, fidanțata, știi? Și în general își luau soldați de ăștia de culoare sau negri, știi? Pentru că ăia furau de la cazarmă, știți, conserve, macaroane, pește, una alta, băuturi, whisky, țigări, știi? Și era trai neneacă, cum zicea Caragiale. La un moment dat, o familie de-asta și-a găsat un tanchist, știi? Un tanchist de culoare american. Ăla în fiecare seară venea cu tancul de la garnizoană, îl parca în curtea acolo unde ședeau italienea și intra cu ei în casă acolo la băutură, la mâncare. Italiencile sunt femei pricepute, dacă au cu ce fac o mâncare ce n-a văzut Parisul, știi? Deci, americanul, tanchistul, căra macaroane, conserve, tot ce era după acolo, așa, whisky, țigări, care erau la mare preț, Lucky Strike, știi? Și italianca, mama, gătea ca lumea la meserie, mânca, bea și o ținea și el pe fata lor de mână, știi? Că erau logodiți, cum ar veni, între ghilimele. Așa, într-o seară vine tanchistul ăsta, a adus vreo 100 de chile de conserve, de macaroane, de spaghetti, de, eu știu, orez, fasole, ce era pe acolo. Italienii bucuroși acolo, că aveau un logodnic care căra de la batalion de acolo. A venit ăla cu tancul, l-a parcat în curte acolo, au intrat înăuntru, gata, au descărcat ce adusese ăla, a pus mâna de la mână toată familia. Mama fetei a început să gătească acolo spaghetti al dente, știi cum se zice, spaghetti la dinte, știi, adică bine făcute. Și au pregătit acolo masă festivă, da, era și o duminică seara, știi, au mâncat, au băut, tanchistul s-a făcut praștie, știi? Ce mai, nu, ce să mai ducă la unitate? La un moment dat s-a lungit pe canapea, până a doua zi tăiai lemne pe el. Când s-a trezit tanchistul dimineața să ducă la unitate, dispăruse tancul, că în Italia pe vremea aia era ca la noi în România, cu fierul vechi. Din tancul lui rămăsese doar o pată de ulei pe podea, știi? Deci tot tancul fusese dezmembrat și vândut până la ziua. Deci, camarazi, v-am spus o aventură din timpul războiului din Italia. Sper că v-a plăcut, mai am tolba plină, o să vă mai spun și alte povești. Urmăriți-mă pe canalul YouTube Geto Dacia și rămânem împreună precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!